Bine v-am găsit, dragilor, la ediția de marți a Sport Arena la zi, live pe Metropola TV, dar și pe Sport Total FM. Astăzi realizăm așa rezumatul etapei care tocmai ce a trecut, alături de Ionel Luțan. Bună, Ionel! Bună, Alice! Bine v-am regăsit! Ești tare scump la vedere săptămâna asta. Ieri ai tras chiulul. Am fost pe stadion și o să vă povestesc ce am văzut în partida dintre Dinamo, pe stadionul Dinamo. Era Dinamo acolo, da? Academica Clinceni cu CSM Ioveni. Bun, așteptăm cu nerăbdare și colegul meu de bancă, Dacian Varga. Ce faci, Dacian? Bună, colega! Toate bune? Te-ai tuns? Da, mai mulțumesc! Te-am anunțat eu că m-am tuns, că altfel și vopsit cu bărbații ăștia. Și asta te-am anunțat eu. Lasă vrăjeala. Că nu mi-ai spus să-ți spun în emisiune? Nu ți-am zis, dar apreciez din suflet orice. Noi oricum ne lăudăm între noi, suntem frumoși, suntem cei mai deștepți. Ionel ne-a oferit o lecție de istorie înainte să intrăm, deci suntem foarte frumoși și deștepți. Dar haideți să vorbim și despre partidele, nu-i așa, din weekendul acesta. Și vom începe cu partea dintre Fece Voluntari și Chindia Târgoviște. Un scor de 2-1 pentru echipa elfoveană. Haideți să vedem întâi părerile tehnicienilor și revenim aici în platou. Ok, cred că mai așteptăm un pic cu... Mai bine vorbim înainte și după aceea. Da? Haideți să vedem care sunt opiniile. Ionel, ce părere ai despre... Victorie importantă pentru Fece Voluntari, venită la timp și conturată din nou cu ajutorul lui Adam Nemeț, care, iată, își pune din ce în ce mai multă amprenta asupra jocului pe care îl practică Fece Voluntari. De fapt, a fost așa frumos o asociere între Ion Gheorghe, tânărul jucător care a fost și la Olimpiadă și care a deschis drumul către victorie, și mai experimentatul Adam Nemeț, la extreme așa. A venit și colocinul de la Chindia prin tanzanianul Daniel Popa, cu lovitură de cap destul de frumoasă, dar până la urmă victorie pentru Fece Voluntari, care completează seria bună pe teren propriu. Și o victorie meritată din punctul meu de vedere. Am văzut și goluri frumoase, o lovitură foarte frumoasă a lui Nemeț, la fel și o lovitură la fel de frumoasă a lui Popa. Am văzut o centrare... Popa l-a surprins pe Popa, portarul celor voluntari. O centrare, de mult l-am mai văzut așa centrare, o centrare de manual, să spun, la golul de 2-1 pentru cei de la voluntari. O gură de oxigen pentru voluntari. Aveau nevoie de aceasta, aveau mare nevoie de această victorie. Bun, haideți să vedem care a fost și opinia tehnicienilor vis-a-vis de partida celor de la Voluntari și Chindia. Eu cred că a fost o victorie meritată a noastră. Am făcut un joc destul de bun. Practic este o confirmare a jocului care a fost la Arad, sau, mă rog, 70 de minute în care am arătat destul de bine. Mă bucur că am reușit să câștigăm cele 3 puncte, îmi felicit echipa, îmi felicit jucătorii pentru atitudine, pentru dăruire, au crezut în rezultat. Ne-am creat multe situații de a marca. Pe de altă parte, pot spune că am fost și inspirat, că am schimbat sistemul de joc, i-am surprins într-un fel, pentru că prima repriză am avut o posesie în care echipa Chindia n-au putut să ne prindă. O victorie meritată și sunt bucuros. Este a treia victorie pe teren propriu. Da, îmi pare rău pentru rezultatul de astăzi, dar trebuie să recunosc că a fost o primă repriză foarte proastă din partea noastră, în care n-am interpretat așa cum trebuia jocul. Am făcut multe greșeli și pe faza defensivă, și adversarul a reușit să deschidă scorul. Cred că odată cu începutul reprizei a doua am intrat în joc, am reușit să și egalăm, în multe momente am condus jocul, am avut și o ocazie prin Neguț în care puteam să facem diferența, să conducem noi 2-0, dar sunt supărat pe unele greșeli pe care le facem pe faza defensivă, greșeli pe care noi nu le făceam niciodată în sezonul trecut. Din păcate, încă o nemulțumire pentru antrenorul celor de la Chindia Târgoviște, dar poate vor veni și timpuri ceva mai bune. Cred că am concluzionat așa legat de această partidă, ce a fost de spus s-a zis. Sunteți de acord? Pot să trec la următoarea? Fără acordul vostru nu pot. Te rog. Da, bine, trecem la următoarea. Uite, Ionel, ce cuminte e acolo. Cei de la FCU Craiova 1948 împotriva celor de la Farul Constanța. Am avut un egal modest în goluri, dar aflăm părerea tehnicienilor și revenim. Eu cred că a fost un meci spectaculos, chiar dacă nu s-au marcat foarte multe goluri decât două, dar eu cred că echipele au jucat un fotbal deschis, au luptat,
fost și ocazii de poartă din partea ambelor echipe. Ce să spun? Sunt mulțumit de jocul băieților și mai puțin mulțumit de unele greșeli, să spunem așa, personale care au fost făcute. Una din ele ducând și la penaltiul care a fost. Dar, repet, lucrurile se întâmplă, chiar dacă trebuie să și recunosc și să vă spun că se pare că penalturile contra noastră sunt acordate mult prea ușor. Vreau să fiu fericit, felicit echipa, o deplasare foarte grea contra unei echipe care știam că există spirit, fotbalul se mănâncă pe pâine aici, toată lumea îi place și totdeauna e o zonă unde trebuie să joci fotbal foarte bun. Știam că au orgoliu, că au mândrie, știam că ne va fi foarte greu și spunându-le asta la echipă înainte de meci, mă bucur foarte mult că am dominat meciul, am dat ritmul jocului și intensitatea și cred că am făcut un meci bun. Păcat că nu ne-a intrat, am avut multe ocazii de gol dar sunt fericit pentru că echipa a reacționat foarte bine, am luat un gol, a continuat să joace același fotbal până s-a terminat meciul și am avut ocazii, am revenit, am egalat și mai am avut ocazii. Deci, bucuros și i-am felicitat pe toți în vestiar. Creștem de la meci la meci, mai avem mult până să ajungem să avem o echipă mare, dar pașii facem și cred că s-au văzut și în seara asta că față de celelalte deplasări în care eu cred că n-am fost așa de puternici, cred că astăzi am făcut niște pași în față importanți, am fost puternici, am dominat, am dat ritmul și intensitatea jocului. Cică, sunteți pe loc de play-off în momentul actual. Pentru cine a fost mai bun punctul ăsta? Pentru Craiova sau pentru voi? Pentru amândouă. Pentru amândouă. Dacă așa a fost să fie, dar punctele sunt bune. Până la urmă, cu toate că mie nu-mi plac egalurile, nici lui Adi cred că nu-i plac. Ne place victoria, muncim pentru ea, dar câteodată atâta poți să scoți și ce să facem. Bun, am aflat și părerea lui Adi Mutu și lui Gheorghe Hagi. În ordinea numerelor de pe tricouri, Ionel, o să încep cu Dacian de data asta, că ai avut prioritate la... Încerc să balancez, vedeți, da, să fie o armonie aici la noi, la masă. Un rezultat echitabil, exact cum a spus și Hagi. Cu puțin noroc, cred că puteau să plece chiar cu toate cele trei puncte. O ocazie rarisimă în minutul 91-92. Dar una peste alta au fost ocazii de ambele părți. Cred că cel mai echitabil să se împartă punctele, cum s-au și împărțit, câte un punct fiecare și au plecat liniștiți acasă. Fără supărare, fără câte supărare. Unul la toată lumea, câte un gol la toată lumea, pace și armonie etapa asta pentru cele două echipe. Da, o dispută frumoasă între doi fotbaliști importanței României, ambii cu profil ofensiv pe băncile tehnice, Gică Hagi, respectiv Adrian Mutu. Partida care confirmă perioada bună pe care o traversează Farul, parcă mai bună de la etapă la etapă, se vede din ce în ce mai pregnant una lui Gică Hagi. Nu mai poate fi o surpriză acum că Farul arată din ce în ce mai bine. Dincolo, Craiova mi se pare că încă se caută la multe momente ale jocului. Are de lucru Adrian Mutu, răbdarea nu este un atribut al celor din Oltenia, mai vin jucători, au mai venit jucători pe parcurs, încearcă să creioneze din mers o echipă competitivă. Farul are avantajul omogenității pentru că a plecat la drum cu același efectiv pe care îl aliniază Gică Hagi etapă de etapă. Se îmbunătățesc automatismele în joc și Farul arată din ce în ce mai bine. Este încă de vreme, dar este clar că își depune candidatura serioasă la un loc de play-off. Nici în clasament nu stau foarte rău, așa cum ai spus, sunt în momentul ăsta pe locul 5 și pe locul 10 cei de la FCU Craiova. Pentru o echipă care a venit din Liga a doua proaspătă, cred că s-au descurcat destul de bine pe începutul acesta de sezon. Dacă sunteți de acord cu mine, dacă nu, asta e. Nu suntem. Ok. Suntem. Bine. Bun, nu la fel de norocoși au fost cei de la Dinamo București în partida cu cei de la FC Argeș. Piteștenii au reușit un scor de 2-0 în Ștefan cel Mare. Haideți să aflăm părerea antrenorilor. Ma se c'è qualcuno che può aiutare la squadra, io lascio volentieri, non ho problemi. Però vedo che abbiamo il deserto intorno. Ma certo, ma la stagione è molto lunga. È ovvio che anche la FIFA deve darsi
deve applicare quelle che sono le norme, aprire anche il mercato, perché è normale che la squadra così faccia molta fatica. È molto 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 difficile, perché abbiamo visto anche stasera gli errori tecnici, errori tattici e tanti errori banali, ma proprio perché i ragazzi danno tutto 100%, ma più di così non riescono a fare, capisci? E sono stati anche bravi, perché sono stati competitivi all'interno del match. L'importante è che l'operazione Sorescu porti dei soldi e ci dia possibilità di rinforzare la squadra, perché se va via un giocatore e ne arrivano 5-6 è un buon cambio. Buonasera. Așa cum ne-am așteptat, un joc dificil. Veneam după un rezultat acasă, după un joc bun la meciul cu CFR, unde din păcate am pierdut. Veneam după o serie de jocuri în care nu reușisem, după 6 jocuri, să adunăm decât 4 puncte, ceea ce era extrem de puțin. Era clar că echipa este, băieții sunt sub presiune, își doreau foarte mult, dar în același timp am spus să întâlneam Dinamo. Dinamo, indiferent că trece printr-o perioadă mai grea, este Dinamo. Sunt oameni care își fac treaba profesionist, chiar dacă în condiții deosebite, și eram sigur că acești copii vor juca, pentru că n-au nimic de pierdut, vor să-și curească un viitor în ceea ce privește cariera lor fotbalistică, și era clar că ne așteaptă un joc greu. Am început jocul bine, parcă de data aceasta am avut mai multă încredere, am pasat mai mult, am ținut mingea în posesie, am reușit să-și înscriem, am identificat la pauză ceva probleme, pentru că am început într-un 4-3-3 care se transforma în 4-2-3-1 pe faza defensivă, am identificat problemele în zonele laterale și pe mingea descoperită, unde mingile lungi în spatele fundașilor noștri centrali ne-au creat probleme, am schimbat un pic sistemul, am venit într-un 5-4-1 defensiv care se transforma pe fază ofensivă, am reușit să închidem bine jocul. Într-adevăr, am avut în anumite momente și șansă, este adevărat, dar la fel de adevărat este că și în afara celor două goluri pe care Cristi Tănase le-a înscris, puteam cu puțină atenție să rezolvăm, să înscriem mai multe goluri. E o victorie care până la urmă a venit normal, că eu consider că am avut o evoluție bună, sunt 3 puncte care se adună în clasament. Este clar că jocul trebuie îmbunătățit, sunt probleme pe care clar le vom analiza în cele două săptămâni care le avem acum o dată cu întreruperea campionatului pentru jocurile echipei naționale, și sperăm să adunăm în continuare puncte, să legăm puncte de la fiecare meci, pentru că este campionatul lung, este echilibrat și se poate întâmpla orice. FC Argeș în momentul de față pe locul 11 în clasament, iar cei de la Dinamo, din păcate, nu stau chiar pe roze. Cu cât curaj au început și cu ce s-a mai întâmplat pe parcurs, din păcate locul 14 pare să fie locul care îi urmărește și sezonul acesta. Ionel, ce părere ai avut despre partida celor două echipe? Da, iată ce înseamnă experiența și valoarea unor jucători. Spuneam puțin mai devreme, la partida de la Voluntari, decisă de Adam Nemesc, o lovitură de cap apreciată, și de Dacian Varga s-a dus mingea exact unde trebuie, acolo în bara laterală de unde portarul și centrală de calitate care nu mai putea fi scoasă de portar. Iată că această partidă din Ștefan cel Mare este decisă de Cristi Tănase, un jucător important, reprezentativ pentru Cuparea Piteșteană, care s-a întors acasă după o lungă perioadă, două execuții de maestru fotbalistic, cu precădere prima reușită, un șut așa din vole peste portarul advers. Fotbalist. Chiar m-am uitat de fotbalist, de jucător. Exact. Mă uitam și la Ieșeanu, care admira și el după ce mingea a intrat în plasă, execuția de kilogramă a lui Cristi Tănase. Asta înseamnă să ai jucători de calitate care pot decide la un moment dat soarta unei partide oarecum echilibrate, dar vin execuții de genul ăsta care înclină clar balanța de această dată în favoarea lui FC Argeș. Asta am și spus, fotbalist. Da, nu jucător. Gol cu stângul, unul cu drept. Și cu câtă rapiditate au fost execuțiile, pentru că adversarul direct n-a putut vedea exact intenția ta, portarul nici atât de cât a admirat când mingea a intrat în plasă, pentru că și Ieșeanu a fost și el încântat cu siguranță, deși, na, ai luat gol, dar a apreciat execuția de fotbalist al lui Cristi Tănase. Încep să se simtă din ce în ce mai tare, nu-i așa, diferențele în ceea ce înseamnă experiența jucătorilor de la Dinamo, care din păcate nu este una prea vastă în momentul de față, dar adună și ei meciuri jucate, sunt tineri și la început de drum, dar din păcate, în ceea ce privește rezultatele și punctele, anul acesta a început curajos, așa cum am spus, dar, nu știu, poate se vor repune pe picioare mai târziu. Curajos, dar cu mult noroc. Cu noroc, exact. Toată asta a fost concluzia. Cele două victorii care au fost la începutul campionatului au fost cu foarte mare noroc. N-au reflectat realitatea din deloc, echipă. Deloc. Cred că am spus în fiecare sezon. Exact, când a jucat Dinamo, nu știu. Chiar a fost concluzia după fiecare partidă. Exact. Da, iar viitorul... Și acum au avut ocazii. Au avut ocazii. Vreo două ocazii foarte bune. Ocazii foarte, foarte bune. Singur cu portarul.
Ce spuneam, Dacian, tu nu reușești din 7 metri o execuție pretențioasă în Icuțescu sau Moldoveanu, iar Tănase marchează... Dar asta pretențioasă? Da, din păcate așa a gândit asta acolo. Nu, asta da. Nu înțeleg, adică după ce că... Cu exteriorul, o minge întoarsă, adică prea pretențios pentru un tânăr jucător. Căriță, e definiția acolo. Dacă șutai și... ca și Tănase, era altfel. Nu, asta am spus, după ce că ai o ocazie, două pe meci, de ce să nu fructifici? Tinerețea jucătorilor, să o dăm pe chestia. Exact, totuși, da. Necuțescu nu e chiar așa tânăr. Au mai adunat, și... păi nu, asta spun și eu, că și Moldoveanu și Necuțescu și Mihaiu și alții au mai adunat minute. Nu mai putem să-i catalogăm în permanență drept jucători tineri. Corect. Banii, într-adevăr, la 18 ani, da, mai este un jucător tânăr. În schimb, cei de care vorbeam au adunat ceva experiență, ceva sezoane în Liga 1, la Dinamo sau la Chindia Târgoviște și sunt deja niște jucători cunoscuți în peisajul primei ligi, nu mai sunt tineri. Exact, asta zic, adică nu aș vrea să se ascundă mereu după chestia asta, sunt jucători tineri, n-avem ce să facem. Asta este. Bun, asta da. Este, știi, nu e ok. Concluzia partidei, asta este. Bun. Din păcate, haideți să trecem la următoarea. Cei de la Rapid au suferit și o înfrângere, inevitabilul poate cumva s-a produs, așa este în sport, nu-i așa? Unii câștigă, alții pierd în partida cu cei de la CSU Craiova. Aflăm părerea antrenorilor și ne întoarcem aici. Vis-a-vis de meci, cred că atât timp cât am fost în egalitate, în paritate, cred că am făcut față, cred că am dovedit că suntem o echipă care merităm mai mult respect și merităm să fim acolo unde suntem în momentul de față. Faptul că am pierdut prin acea eliminare care, după noi, cred că primul cartonaș galben cumva nu trebuia să fie arătat, asta este părerea noastră, nu contestăm decizia arbitrului, cred că acolo s-a făcut diferența la cel cartonaș roșu. În primul rând, felicitări pentru echipa noastră, pentru faptul că au crezut în victorie și au luptat, muncit enorm de mult până în minutul 90. Probabil că alta era situația dacă marcam mai devreme din situațiile clare pe care le-am avut și au fost 3-4 foarte clare. Sunt bucuros de atitudinea lor, mai ales în repriza a doua, prima repriză nu sunt mulțumit, nu-mi convine și nu știu de ce, pentru că nu este prima partidă unde avem reacția asta. În prima repriză jucăm foarte modest, repriza a doua jucăm mult, mult mai bine. Cu toate că a obținut cele 3 puncte, Laurențiu Reghe cam nu este mulțumit în 100% de prestația jucătorilor. Lui am văzut, Ionel, că ai avut așa o grimasă a feței. Imediat sunt foarte curioasă să aflu ce ai de zis, dar încep cu Dacian ca să fiu imparțială și să nu vă supărați pe mine. Că vă uitați câteodată așa cu tristețe și cu jind. În funcție de rezultat, Alice. Dacă rezultatul e... Asta e, în funcție de preferințe, de rezultate, mai că vine să mă ridic să plec. Adică, da, nu, stau aici. Ca să fiu pe capul vostru. Spune-mi, Dacian, ce părere ai avut despre această partidă? Că plină de haos mi s-a părut. Da, un meci frumos, dezechilibrat de când s-a luat acel cartonaș roșu, un început bun al celor de la Rapid, cu un gol foarte frumos marcat de Albu. De fotbalist, Dacia. De chiar, de fotbalist. Nu v-am auzit spunând de atâția jucători că sunt fotbaliști de foarte mult timp. Oh, da, execuția chiar a fost de fotbalist. Da. Îmi pare rău că nu am putut să urmăresc meciul integral. Eram la o... aniversare, eram cu foarte mulți rapidiști pe lângă mine, dar eram la curent cu ce se întâmplă, vedeam mereu toate fazele, dar mi-a plăcut atitudinea celor de la Rapid și după primirea cartonașului roșu, au suplinit absența fundașului dreapta, dar cred că victoria este meritată a celor de la Craiova, au avut foarte multe ocazii, 3 băr, dacă nu mă înșel, un gol senzațional al lui Colici și îmi pare rău de, din punctul meu de vedere, a fost o greșeală a portarului la care a făcut să o meci și de asemenea remarcabil și de senzațional, dată, da. Senzațional, dar uite, o mică greșeală a portarului imediat este taxată, un meci remarcabil în ciuda problemelor tehnice, problemelor din partea galeriei, care a fost foarte acidă cu... Da, asta a fost la final, dar pe gazon, la Rapidul arăta bine și încă se discută, cu siguranță, legat de acea eliminare a lui
a jucătorului care a părăsit terenul, Claudiu Belu Iordache, gol de fotbalist pentru Alexandru Albu, șut cu, cu interiorul în colțul lung, în plasa laterală, ce are execuție de certă clasă. Craiova a revenit apoi cu un om în plus, a pisat. Horațiu Moldovan a prins din nou o zi remarcabilă, însă cred că la acel gol, într-adevăr, s-a întins și ghinion, că mingea a atins bara, a revenit în centrul careului, unde, din păcate, nu era niciun jucător al Rapidului, iar Marcovici a reluat cu capul, proaspătul internațional, pentru că mai apoi, de aceea mă uitam cu câtă sete a tras Colici la acea fază și era minutul 90, un șut imparabil, cu siguranță, da. O forță nemaipomenită mi s-a părut așa, pe care a imprimat-o balonului, s-a dus ca și glonțul în poarta aparatului. Din tun. Serios, cred că puteți să clasificați această etapă ca fiind de până acum, cea cu cele mai spectaculoase goluri. Cele mai frumoase goluri. Așa, da. De, cu atât de mult drag s-a vorbit despre asta. Și la Dinamo au fost goluri frumoase, da. Și da, la, da. La Voluntari și acum, da. Și cred că vom continua și în partidele următoare, să vedem. Cred că asta ne dorim, nu? Da. Și telespectatorii cred că asta își doresc, să vadă cât mai multe goluri frumoase. Așa este. Ionel, cred că ai făcut o introducere, așa că sigur ne pregătești tu ceva vis-a-vis și de alte goluri, nu-i așa? Nu, mă gândesc că și partidele următoare, eu le-am văzut pe majoritatea, de fiecare mai ai ceva goluri interesante pregătite? Da, bun, aștept să-mi spui. Bun, trecem la următoarea partidă, care a fost echitabilă în ceea ce privește scorul, punctele, câte au plecat atât cei de la Gheorghe, cât și cei de la Botoșani, cu câte un punct acasă. Haideți să vedem ce au avut de spus antrenorii celor două echipe despre partidă. Rezultat, sigur că sunt dezamăgit. Ori de câte ori nu vom câștiga, clar că trebuie să fiu dezamăgit. Dar am salvat un punct în final, chiar dacă am avut jocul la discreție. Prima repriză am ratat ocazii monumentale, am intrat cu 0-0 la pauză, a doua repriză, după un început echilibrat, am primit un gol din nou la o fază fixă, a treia în serie, sau al treilea meci în serie, cu gol primit din fază fixă. V-a lipsit luciditatea, prospețimea. Când te vezi egalat în ultimele momente ale jocului, este puțină supărare. Și în cadrul nostru există această supărare, dar trăgând așa o linie din aceste etape, putem să spunem că am avut un parcurs bun și ne dorim ca acest parcurs să-l menținem până la finalul campionatului și să ne atingem obiectivul pe care ni l-am propus la început. Așa cum spuneam, un rezultat echitabil pentru ambele echipe. Au reușit să plece cu câte un punct acasă, chiar dacă, din păcate, există și unele nemulțumiri previzibile de altfel, pentru că fiecare echipă și-ar fi dorit să aducă cele 3 puncte la ei acasă. O partidă echilibrată, așa cum ne așteptam, de altfel ca mai toate duelurile dintre Sepsi și FC Botoșani, indiferent că se joacă în Moldova sau la Sfântul Gheorghe, de această dată, chiar dacă au arătat destul de bine, cei de la Sepsi se pot felicita că au obținut până la urmă un punct. Egalarea a venit târziu, Andreas Dumitraș, cu un tânăr jucător, este cel care a punctat, Botoșaniul a arătat din nou bine pe partea ofensivă, așa cum ne-a obișnuit de fiecare dată, echipa pregătită de Marius Croitoru, până la urmă un rezultat echitabil în care fiecare echipă a plecat cu câte un punct, lăsând deschise porțile pentru perioada următoare. Botoșanul confirmă, se află în partea superioară a clasamentului, Sepsi încă parcă se caută, alternează rezultatele bune cu altele mai puțin plăcute de obicei acasă. Și un început bun al celor de la Sepsi, da? Cred că în primele 30 de minute au avut 3-4 ocazii clare de a marca, au început în forță meciul, apoi că au preluat conducerea cei de la Botoșan, au marcat primii. Și te clatin, când ai primit și golul pe fondul unui joc bun al tău. Dar au crezut că pot să revină și uite că au reușit să egaleze și să iau un punct din meciul cu Botoșan. Știi că ne spunea la un moment dat, adică curgeau minutele, nu mai egalai și te gândeai deja că FC Botoșan va pleca cu toate cele 3 puncte. Nu erau prea multe variante adică pe final de meci, dar până la urmă a venit golul. Exact cum spui și tu, cred că a fost un rezultat echitabil. Ținând cont ocaziile pe care le-au avut amândouă echipe, cred că este un rezultat echitabil. Și în definitiv, pentru cei de la Botoșani este un loc călduț, aș putea spune, în clasament în momentul de față, dacă sunteți de acord cu mine. Totuși, locul al patrulea, poziția pe care obișnuia să o ocupe cei de la Sepsi în sezonul trecut, din păcate cei de la Sepsi pe un loc momentan cu emoții. Dar bine, campionatul este lung și mai avem multe de discutat. Nu știm cum se întoarce roata, nu-i așa?
Două, trei rezultate favorabile te urcă foarte repede în clasament, în schimb două, trei eșecuri. Te coboară foarte mult. Te face să te uiți adânc, așa, unde găsim echipa respectivă. Să te îngrijoreze de pe noi play-off. Nu, da, pe conducători, da, sau pe antrenori. Să te îngrijoreze pe ei de play-off. Da. Bine, nu cred că acum se gândesc la play-out. Totuși e de vreme, da. Exact, da. Este început de campionat, au timp să depinde dacă nu și-au făcut o strategie pe termen mai lung. Nu există varianta. Asta vă zic, nu există varianta asta la noi? Strategie la noi sună cam pretențios cuvântul ăsta. Și pe termen lung. Și pe termen lung. Da, am zis și eu că poate cineva... Când vei conduce tu o echipă de fotbal să faci treaba asta, strategie pe termen lung. N-am. Ca să fii patronul, nu să fii angajatul. Că așa... Nu, n-am. Cred că pe termen lung, dintre singurele echipe, cred că este Farul Constanța, unde... Da, patron este și de patron, adică clar. Și... N-am cum, pentru că și așa își dă lumea cu părerea despre toate lucrurile, asta mi-ar mai lipsi. Lăsați-mă așa că am multă liniște acasă. Bun, liniște din păcate nu a fost pentru cei de la FCSB. Dacă sunteți de acord cu mine, o să trecem la această partidă care a fost în focuri cu adevărat. Cei de la CFR Cluj au obținut un rezultat de 4-1 împotriva celor de la FCSB. Haideți să vedem ce au avut de spus tehnicienii și revenim să comentăm aici în platou. Încep în ceea ce e normal. Felicităm echipa gazdă, campioana României, cu o exprimare până la urmă extrem de eficientă, echipă pragmatică, echipă care are experiență, multă maturitate și care, exact cum așteptam, nu s-a cutremurat în urma la ce s-a întâmplat în ultima perioadă. Noi nu avem profilul de echipă care să se angreneze într-un joc de luptă, de combativitate. Am pierdut duelele individuale, ne-am precipitat repriza a doua. Ați văzut că am terminat cu 44 sub 21. Ori pentru ca să ai pretenții, nu să-l câștigi, să ai pretenții să te lupți pentru titlu, ai nevoie și de experiență și este ceea ce aștept. Am venit, mi-am asumat un moment foarte greu pentru club. Mi-am asumat în ciuda faptului că poate era un risc care după perioada pe care am venit altul în locul meu nu ar fi făcut-o, dar e nevoie ca să ne acoperim pentru că altfel va fi foarte greu. Foarte intens, emoții foarte mari. Incredibil, a fost ceva incredibil în seara asta. Bă, nimeni nu visa la chestia asta și a ieșit superb. Suflet, spirit, atitudine bună, atitudine. Mentalitate de învingător, ceea ce băieții aceștia, campionii României de atâtea ani și ce-au arătat valoarea din nou. Cine a făcut? Noi, tot stafful, noi, staff medical, începând cu stafful medical am început. Ne-am consultat cu prieteni, cu foști antrenori, m-am consultat, să-mi dea un sfat, să-mi dea de gen. Ne-am consultat cu prieteni, cu foști antrenori, cu cine s-a mai găsit, cine s-a mai nimerit. Mă bucur tare mult că există cineva să-i sprijine pe cei de la CFR Cluj în ceea ce înseamnă lotul, strategia. Bineînțeles, acum, între timp, nu mai este un secret că Dan Petrescu este cel care va ocupa locul. În perioada de instabilitate, CFR a venit mobilizată foarte bine după ceva eșecuri în Europa. Și a dat, putea să fie lejer, adică așa, din umila mea părere, cred că putea să fie lejer un 6-1 pentru cei de la CFR Cluj, luând în considerare ocaziile care au fost. Păi ținând cont că primul șut pe poartă... Ești impresionat de mine, recunoaște. Senzațional, bravo! Știți cine a marcat? Da, nu. Abia v-am reținut pe voi cum vă cheamă după prima lună. Lăsați-mă în pace, cu numele nu reușesc. Ținând cont că primul șut pe poarta celor de la FCSB a fost în 88. Deci n-au respirat. Cred că... Fiecare cât un gol. Cred că este de ajuns să spunem că 4-1 este puțin. Au controlat, cei de la CFR au controlat jocul de la un capăt la altul. Goluri foarte frumoase. Tradițional. Cum a fost în această etapă. Eu mă așteptam să câștige CFR-ul. De obicei când, nu știu, e o tensiune la echipă, când pleacă antrenorul, jucătorii se mobilizează. Indiferent că de bine sau de rău, că a plecat de bine,
mulți jucători sunt bucuroși că a plecat antrenorul, se mobilizează. Cei care nu prea jucau. Exact, da? Sau că vreau să demonstreze conducerii. Celui care vine. Să demonstreze conducerii, nu știu, că au făcut o greșeală și că nu trebuia să-l îndepărteze pe Șumudică. De asta spun, s-au mobilizat. Am văzut o echipă foarte, foarte bine montată. Au știut să gestioneze momentele importante pe un teren foarte, foarte greu. S-a văzut echipa cu experiență. În condiții meteo aprige, nu-i așa? Și cu toate astea, mi se pare că poate au venit un pic cu alt aplomb în scopul de a îmbuna pe fani și de a le arăta celorlalți că, uite, totuși nu merităm toate atacurile care, na, inevitabil au venit asupra CFR-ului în urma eșecurilor din Europa, dar încă suntem acolo în Conference League, n-ar trebui să considerăm asta. Da, s-a vorbit în toată această perioadă de implicare a lui Dan Petrescu, cel anunțat astăzi oficial ca noul antrenor al CFR-ului, de implicarea lui în pregătirea partidei cu cei de la FCSB. Cred, Dacian și Alice, că nici nu era mare nevoie, dacă jucătorii cu mare experiență au și demonstrat acest lucru, exact cum Dacian a trăit multe momente de genul ăsta în vestiar, dacă ei și-au impus această ambiție de a arăta fotbalistic nivelul la care sunt, lucru care s-a și demonstrat pe teren. Iată goluri marcate de oamenii cu notorietate la CFR, nu? Omrani, Ali Bek, care a marcat din penalti, Dea, ca cea capodoperă, că ne scriem din nou la capitolul goluri frumoase, aceeași cu stângul în colțul, pasa laterală. Și a mai fost și Andrei Vrac pe acolo. Deci nici de nu cred că mai era nevoie era. Dacă jucătorii cu mare experiență ai CFR-ului... Și cu FCSB, sincer. Nici mai trebuie altceva. Exact. Exact. Și mai ales că era și fostul antrenor. Da, exact. Asta vreau să spun și eu. Ai un derby. Indiferent ce ți-ar spune antrenorul, oricum ești focusat și ești 100% pregătit. Și calitatea ta fotbalistică te obligă, practic, să arăți acest lucru pe gazon. Te-ar obliga oricum, dar dacă ai și calitate, lucruri care s-a demonstrat la CFR, iată că echipa domină clar așa campionatul și victoria asta a venit oarecum logic. Pe de altă parte, Edi Iordănescu s-a văzut încă o dată, are mult de lucru la FCSB, a cerut de grabă transferuri, a venit astăzi Claudiu Cheșeru, va mai veni și Valentin Gheorghe, sunt multe probleme la FCSB și nici măcar Edi Iordănescu în timpul scurt pe care l-a avut nu a reușit să mai avem un pic de răbdare. Ionel, te-ai antrenat pentru partida asta, deci că ai avut speech-ul învățat de acasă, a fost scurt la o au decurs lucrurile, da. Nu, e un aspect pozitiv. Trecem mai departe la partida la care tu ai fost. Știu că ești răutăcios și crezi că nu m-am uitat, surpriză, ce să vezi, spre deosebire de alții de aici din platou, nu dau nume de aceea în Vargă, m-am uitat. Așa, ca să nu mai zici că nu sunt răutăcioasă, că sunt fată finuță, nu sunt. Trecem mai departe și avem doar opinia celor de la Clinceni în partida cu Mioveni și acolo, modest, 1-1, câte un punct pentru fiecare echipă, destul de bine pentru fiecare în parte. Haideți să vedem opinia celor de la Clinceni și revenim. Bună seara, care ar fi concluziile după acest meci? Da, a fost un meci care, bună seara în primul rând, a fost un meci care nu ți-l dorești ca antrenor, pentru că treci prin foarte multe stări, cel puțin la meciul de astăzi, dar suntem antrenori și trebuie să trecem prin ele, nu avem încotro. Cât despre joc, am început jocul foarte bine, am făcut o primă repriză bună, ca să fiu sincer, până la capăt, primele 30 de minute foarte bune, unde am avut golul, am avut 3-4 ocazii mari de a marca, eu spun că dacă mai marcam un gol, nu cred că avem cum să pierdem cele 3 puncte, dar din păcate am făcut pasul înapoi, inexplicabil după părerea mea și lucrul acesta ne-a costat. Bun, am văzut așa opinia domnului Dună, dar Dacian, știu că ar fi fost rândul tău acum să fii primul aici la microfon. Este colegul meu, nu-i problemă. Dar a fost la fața locului și chiar nu ar trebui să-i știrbi momentul de glorie, pentru că el știe mai bine decât noi n-am fost acolo. Deci, Ionel, te rog să ne faci așa un mic rezumat, o mică retrospectivă. Deci, Academica a susținut prima partidă pe teren propriu în Ștefan cel Mare, pe arena lui Dinamo, cu această ocazie cu CS Mioveni. Era o partidă în care Ilie Poenaru era cu sabia deasupra capului. Cum a fost și etapa trecută. Și iată Dacian în Vargă, iată Alice ce înseamnă fotbalul, din păcate sau din fericire. Juan Batista Cașini marca în etapa trecută contra Chindiei 2 goluri, unul dintre ele în prelungiri, care îi mențineau postul lui Ilie Poenaru. Acum, la scorul de 1-1, Ilie Poenaru îl desemnează pe Juan Batista Cașini să execute lovitura de pedeapsă, care foarte probabil ar fi adus prima victorie pentru Academica Clinceni
și un pic de liniște în această perioadă de două săptămâni care urmează. Cașini execută penaltiul și Ducan, tânărul portar împrumutat de FCSB la CS Mioveni, se întinde și respinge mingea în lateral și astfel se termină partida 1-1. Avea mare dreptate Marin Duna, academic arăta foarte bine în prima repriză, mare parte din timp, cu Michael Omoh, jucătorul adus de la Iași, foarte, foarte bun. De neoprit acolo pe partea stângă, a lovit foarte și bara. Multe incursiuni, foarte multe și puternic acest jucător. 1-0, ocazii foarte bune. Marius Șoiu și Michael Omoh de a face 2-0. O, inexplicabil, academica cedează teren încet, dar sigur. Miovenul profită de acest aspect, o repriză foarte modestă făcută de Mioveni în prima parte și nu întâmplător Ali și Dacian Varga, am văzut, nu o să dau nume, la pauză, un personaj important de la CS Mioveni a coborât de la tribuna oficială și a mers la vestiare, evident pentru a-și impulsiona echipa, nu că nu făcea și antrenorul, arăta mai bine CS Mioveni la pauză, a venit lovitura de pedeapsă acordată de centralul acestei partide și iar ca o ironie a sorții, cel care marchează din penalti este fostul jucător al Academicii, Alexandru Buziuc, aflat acum la CS Mioveni. Deci a fost chiar plastic acest meci din multe puncte de vedere pentru privitori, dar și pentru susținătorii celor două echipe. Care alii susținători, că erau 30 de spectatori. Serios, chiar... Și ce? Dacă sunt 30 de spectatori, ce era au fost un tablou așa acasă? Foarte neplăcut. Chiar au fost întrebați ambii antrenori înaintea partidei la acele interviuri. Ce părere au despre numărul de spectatori? Atmosferă dezolantă. Erau vreo 10-15 fani de la Mioveni cu vreo 2 steaguri care au tăcut. Bine, au și ales bine stadionul. Nu, dar era mai simplu aici și Ștefan cel Mare totuși, pentru că academica era la Călăraș și era mult mai dificil. Probabil da, că era mult mai mult spectator la Călăraș. Erau, dar cred că și prețul au contat mai multe aspecte, probabil, în alegerea celor de la Clinceni pentru alegerea stadionului Dinamo. Bine, asta e. Acum, în definitiv, important este rezultatul. Suporteri sunt și acasă. Din păcate, asta e. Unele echipe beneficiază de o galerie puternică, altele de o galerie mai puțin puternică. Și o să trecem și la ultima partidă dintre Gaz Metan Media și cei de la UTA Arad. UTA pare să fie de neînvins. Încă o victorie cu 1-0. Haideți să aflăm opiniile tehnicienilor și revenim. Da, bună seara. Orice înfrângere e greu de digerat. Cu atât mai mult, cum spuneți dumneavoastră, pentru că trecem și printr-o pasă proastă. Am luat gol în ultimul minut și o înfrângere cu Piteștiu. Astăzi la fel. Eu cred că meritat ar fi fost un meci egal, din punctul meu de vedere, pentru că chiar dacă ei au avut mai mult posesia și au dominat un pic teritorial, nu și-au creat nici foarte multe ocazii, la fel nici noi. Am încercat să împingem jocul, dar n-am reușit. Eu cred că astăzi băieții au alergat, au încercat să dea maxim. V-am spus, meciul era sub semnul echilibrului, numai că, vedeți, tot timpul trebuie să te concentrezi, 95 de minute, 100 de minute, cât ține jocul. Mă bucur foarte mult pentru băieți, în primul rând, pentru că am reușit să obținem în seara aceasta o victorie foarte importantă, care confirmă cumva tot ceea ce se întâmplă la noi, la echipă, și aici mă refer în primul rând la abordarea jucătorilor, la implicarea lor, la faptul că toată lumea își asumă această competiție pe poziții la cel mai serios mod cu putință. Se demonstrează și în această seară că jucătorii veniți de pe bancă aduc plusul necesar echipei pentru ca să putem să ne apropiem rezultatul și astea sunt doar semnale care pe mine personal mă bucură și ne dau încredere pentru ceea ce avem de făcut în viitorul apropiat. Din păcate, Idris, un jucător important, este suspendat etapa viitoare, dar consider că avem soluții. Sper să nu se simtă lipsa lui. Și fundașii centrale au luat niște galbene, chiar am discutat la pauză acest aspect cu ei, au luat niște galbene la niște faze destul de ușor de interpretat, dar asta este situația. Până la urmă, cred că abordăm toate duelurile cât se poate de serios și la limita regulamentului, bineînțeles. Niciodată, am mai spus-o, niciodată nu o să-mi învăț jucătorii să lovească fără minge sau să apeleze la niște atacuri care să pericliteze integritatea fizică a adversarilor. Bun, haideți să vedem hegemonia parțială a celor de la UTA în acest sezon. Mi se pare se mișcă foarte bine, au și stadion, au și galerie, au și puncte, au și victorii. Au și echipă. Această victorie, cred că cu puțin noroc. Da. Puțin noroc, așa zici? Puțin mai mult. Totuși au marcat în minutul 89, un meci echilibrat. Cred că echitabil era un egal. Un egal din punctul meu de vedere. Îmi pare rău pentru Teja că, uite, primește gol numai...
cu FCSB s-a 87, în acum două etape tot la fel în ultimul minut, acum iar în ultimul minut, chiar îmi pare rău de Mihai. Sincer, cred că are și el nevoie de niște întăriri acolo, în lot. Sper să reziste Mihai Teja, de aceea în Varga, pe penultima poziție în clasament cu doar 4 puncte. Evident că pe conducătorii de la media nu prea încântă faptul că echipa arată destul de bine fotbalistic, nu așa. Arată rău. Asta nu arată rău deloc. Ghinionul pare să fie, știu, atu principal în această perioadă, doar 4 puncte pe penultima poziție a clasamentului. De cealaltă parte, UTA arată din ce în ce mai bine. Iată că se urcă pe locul 3 în clasament acum și iată ce înseamnă să ai și o bancă de bună calitate. Intră Antal pe final de partidă, un jucător proaspăt, cu viteză, face o cursă foarte bună pe partea dreaptă și așează mingea cu o pasă de maestru. N-a mai fost gol, a fost pasă ideal în fața porții și David Niculescu îndeplinește o simplă formalitate. Crezi că a fost greu să o bagi în poartă de acolo? De acolo nu, dar pasa trebuie să fie de acolo. De asta am spus. Pasa a fost desenată. 80% desenat, a fost gol. Cricotașa a fost un pic de aceea. A fost greu. Tu știi din punct de vedere bine, al experienței. Să apreciem faptul că acel tânăr jucător, David Niculescu, a fost acolo unde trebuie. A urmărit foarte bine faza, dar pasa a fost adevărat de maestru făcută de Liviu Antal. Nu v-am văzut niciodată atât de mulțumiți de o etapă, cu atâtea epitete, cu atâtea... Corect, au fost faze frumoase, goluri frumoase. S-o ținea tot așa, nu? Cam asta am putea să le urăm. Asta e și scopul, să fie meciuri frumoase, atractive, să... Spectacol pentru privitori. Să vină lumea cât mai mult la stadion, nu cum a spus colegul nostru, că au fost... Câțiva, o mână de oameni. Spectatorii, din păcate... Spectatorii. Până la urmă, pentru asta joci, nu? E bine, și Academica, dacă era acasă, că și Alice preciza, cu siguranță era publicul așteptat, care venea mereu câteva sute. Așa fiind aici în București, mai greu cu venitul la stadion. Cei de la Mioveni au deplasat o galerie de vreo 15 persoane, însă în această perioadă... Bine, a fost și ziua, pentru că, după cum bine știi, cei de la Dinamo 18. Se plângeau de multe ori de faptul că sunt puși tot timpul lunea la o oră, la care oamenii obișnuiți sunt la muncă. Da. La servici. Nu poți să fugi de la serviciu, de la stadion, mai au și copii acasă, este dificil. Haideți să vedem puțin clasamentul din Liga 1 până la momentul de față. Este etapa A7-a doar. CFR Cluj se află pe primul loc, Rapidul pe al doilea și UTA Arad pe 3. Să fim surprinși oarecum de podiumul din clasament de până acum. Ce părere aveți de aceea? Cred că puțin locul 3 e puțin surprinzător pentru mine. Rapid nu? Rapid a început o echipă foarte bună. Pe mine nu mă surprinde. Okay. La ce achiziții s-au făcut, nu mă surprinde că sunt ca atâtea puncte. Pentru mine, surpriză, ți-am zis, din punctul meu de vedere, Aradul. Mă așteptam la cei de la Universitatea Craiova să fie în primele în patru. Chiar și Farul Constanța. Așa. Și CSB-ul trebuie să fie acolo, tradițional. Și de la Șepci, din punctul meu de vedere, cred că... Nu-și merită poziția din clasament din momentul de față. Poziția să vedem din clasament. Și, iată, FCSB-ul pe locul al 8-lea, urmată imediat de FC Voluntar și de cei de la FCU Craiova. Da, FC Voluntar care trăiește prin rezultatele de acasă, 3 victorii în partidele disputate pe arena Anghel Iordănescu. Rămâne de văzut și când echipa pregătită de Liviu Ciobotariu va duce puncte din deplasare. Atunci, clar, va crește și în clasament și va ajunge pe o poziție mai aproape de ceea ce se dorește în acest moment la Voluntari. O apropiere de locurile de play-off. Bun, haide să vedem și ultimele poziții. Dacă avem să se încarce imediat, dar începem cu cei de la Sepsi, care sunt pe locul 12. Și Chindia Târgoviște, care urmează, Dinamo București, Gazmetan Media și cei de la Clinceni. Surpriza negativă a sezonului, cu siguranță, de fapt surprizele negative ale sezonului, atât Sepsi cât și Chindia și Academica. Parcă nu-și merită pozițiile de acum în clasament. Dacă e cineva care să mă contrazică, vă rog, acum este momentul. Da, se pare că aceste echipe oarecum au obosit stagiunea trecută, glumim, pentru că s-au petrecut evenimente fotbalistice importante în această perioadă de vară, schimbări de jucători care, iată, au slăbit formațiile respective. Se vede acest lucru și în exprimarea lor de până acum. Se mai încearcă acum pe ultima sută de metri completarea loturilor pentru a mai aduce ceva jucători în perspectiva continuării campionatului. Mai au timp până pe 4-5. Mai e timp, dar știi cum e Dacian, că echipele importante, iată, FCSB-ul îl aduce pe Cheșeru, CFR-ul îl readuce pe Mihai Bordeanu. De celelalte de care vorbim, Academica, nu cred că își poate permite să aducă un jucător important cu nume sau Chindia. Vor miza pe ceea ce...
au alt obiectiv. Alte obiective. Nici nu-ți poți permite să aduci jucătorii așa de cunoscuți. Iată că mă uitam la Academica, de exemplu, Filip joacă foarte, foarte puțin cel venit de la FCSB. Încearcă și ei tot felul de variante, dar ca o constatare, echipele care au fost revelații stagiunea trecută nu se mai regăsesc acum în aceeași postură, evident, din vari motive. O să așteptăm acum și perioada de pauză competițională. Aceasta a fost ultima etapă înainte de partidele echipei naționale. Și vedem ce schimbări se mai fac, ce meciuri amicale se mai pun în discuție și vom vedea dacă există ceva schimbări în materie de jucători, în materie de antrenori, pentru că iată, am văzut că au început deja mișcările și în sensul acesta. Da, Ilie Poenaru chiar puncta aseară că se gândește foarte serios să renunțe la angajamentul cu Academica Clincen, precizând că va avea în aceste zile o discuție cu responsabilii clubului. Situația este una delicată și cred că este greu de luat măsura și de a-l înlocui și de a-l menține pe banca tehnică. E o misiune dificilă și pentru cei care conduc clubul. La capitolul achiziții, Craiova anunță astăzi înregimentarea lui Alexandru Crețu, cel care a fost la FCSB, cu un salariu lunar consistent, 12.000 de euro. L-am mai adus... furat, între ghilimele. Da, el era și în discuții cu Sepsi, dar oferta a fost mai convingătoare de la Craiova, care l-a înregimentat astăzi, și pe Luis Hauri, cel care a fost la Viitorul. Adus... Vezi de ce nu e bine, Ionel, să dai așa cât de cât în media ca să cifrele, bine, cifrele și ofertele? Că uite, vine cineva și imediat ți l-a luat. Este și interesul pe care unele grupări mult mai puternice, din toate punctele de vedere, îl au. Și atunci... Ce am citit în presă, antrenorul celor de la Universitatea Craiova și l-a dorit expre pe Crețu. Automat. Da, și atunci patronul a cât îți dădea Sepsi? Atât, bine, ai mai mult. Mai ales că nu au mai luat pe Mitriță, nu? Da, până la urmă erau discuții și cu el, da. Tot a spus, în fiecare etapă, a spus că are nevoie de întăriri, că își mai dorește 2-3 jucători. I-a făcut pe plac, i-a adus un jucător și nu e exclus. Să confirme acum. Doi jucători, adică nu unul. Da, nu? Importanți. Bun, cam asta a fost și cu etapa cu numărul 7 dintre 10 acestui sezon de campionat. Așteptăm pauza competițională și vedem ce se mai întâmplă. Mulțumesc, dragilor, amândurora pentru prezență, dar timpul nostru a ajuns la final. Ne revedem și mâine, tot de la ora 17, cu cele mai fierbinți subiecte din sport. Rămâneți cu Metropola TV și Sport Total FM.